Suntem aici în fața Parlamentului, în fața unei instituții care ar trebui să reprezinte poporul. Suntem aici după 23 de ani de democrație. Suntem în Parcul Izvor, de unde ar fi trebuit să izvorească cele mai bune legi pentru România. Suntem în centrul capitalei, de unde ar trebui să curgă râuri de înțelepciune, de discernământ și până la urmă de inteligență, care să se transforme apoi într-un act de guvernare responsabil față de cetățeni. Suntem la 23 de ani, doamnelor și domnilor, la 23 de ani de la legitimarea juridico-politică a lui Ion Iliescu și a întregii clase politice pe care acest personaj istoric, din păcate, a cauționat-o prin nepăsare și până la urmă chiar printr-o orchestrare a unor acte de furt și de jaf socioeconomic, despre care vom vorbi noi cei de la Noua Republică. Sunt Mihail Neamțu și vreau să vă spun că au trecut 23 de ani de când România putea să renască. Au trecut 23 de ani de când România putea să devină ceea ce nu a reușit să ajungă încă, o democrație consolidată. Au trecut 23 de ani de la Duminica Orbului, când, din păcate, am înregistrat ca țară scoruri nord-coreene în municipii și în județe care nu vă vor surprinde. De pildă, județul Teleorman sau municipiul Alexandria îi dădea atunci 94% lui Ion Iliescu, care este și astăzi părintele spiritual al USL-ului. Sunt în fața dumneavoastră împreună cu Augustin Ofițeru, împreună cu Doru Oprea, împreună cu Marinela Cătușu, împreună cu toată echipa de la Noua Republică care s-a strâns aici, pentru a vă spune că au mai trecut 1275 de zile de când noi, poporul, am votat pentru reducerea dimensiunii inacceptabil de mari a acestui parlament care nu ne reprezintă. Acest parlament costisitor. Doamnelor și domnilor, noi am cerut să fie 300, ei au decis în locul nostru să fie 600 pe banii dumneavoastră. Noi am cerut parlament unicameral, ei s-au îndoit pe banii dumneavoastră. Noi le-am cerut să ne reprezinte, ei n-au vrut să o facă pe banii dumneavoastră. Noi le-am cerut să limiteze datoria publică a României, ei au crescut-o fără încetare de atunci pe banii dumneavoastră. Noi le-am cerut vot pentru românii de pretutindeni, ei au ignorat diaspora pe banii dumneavoastră. Noi le-am vorbit despre libertatea presei, ei vor să o omoare cu zile și introduc chiar elemente amenințătoare, cum ar fi pedeapsa pentru calomnie, pe banii dumneavoastră. Noi le-am cerut noutatea, ei au rămas învechiți pe banii dumneavoastră. Noi le-am spus să nu mai cheltuiască, ei dorm, și să nu mai chiulească, ei dorm în papuci, pe banii dumneavoastră. Noi le-am cerut eficiență, ei pierd vremea, pe banii dumneavoastră. Noi le-am cerut să slăbească puțin, ei se îngrașă zilnic, pe banii dumneavoastră. Noi le-am cerut costuri mici pentru demnitari mari, ei însă huzuresc, pe banii dumneavoastră. Noi le-am spus să-și curețe gospodăria, ei au pus gunoiul sub preș, pe banii dumneavoastră. Noi le-am sugerat austeritate și decență, ei și-au mărit salariile, pe banii dumneavoastră. Noi am interzis afacerile de familie, ei și-au angajat rude și prieteni pentru 100 de ani, pe banii dumneavoastră. Le spunem celor care astăzi ne conduc că furatul ucide speranțe, că furatul ucide conștiințe, că furatul, din păcate, ucide trecutul, dar și viitorul acestei națiuni. Și de aceea, în această împrejurare tristă pentru România, în care, din păcate, comemorăm 23 de ani de fesenism mascat sub o formă sau alta, trebuie să vorbim în continuare despre felul în care banii dumneavoastră sunt risipiți. Și îmi face o mare plăcere să dau cuvântul vicepreședintelui partidului, domnului Augustin Ofițeru, un doctor adevărat al Academiei Române, care va vorbi despre felul în care urmașii lui Adrian Năstase, cel care ne-a dat țeapa de 2,2 miliarde de euro, felul în care acești urmași, pe numele lor Dan Șova sau Victor Ponta, se pregătesc să ne țepuiască încă o dată, vor urma cheltuieli de peste 5 miliarde de euro sau peste 20 de miliarde de lei în zona investițiilor din infrastructură, care sunt pline de elemente de suspiciune, de, până la urmă, neclaritate. Și mă întorc spre Augustin, avem și date tehnice care merită citite și am o mare plăcere să-l salut alături de mine și să îl rog să comenteze ceea ce ne pregătește domnul Șova. Mulțumesc, Mihai. Bună ziua, domnilor, domnilor. Înainte să vorbim despre ministerul acesta al marilor lucrări publice, unul din multele ministere ale guvernului Ponta 2,
Aș vrea să remarc și să spun că noi la Noua Republică suntem foarte îngrijorați de faptul că puterea socialistă de la București creează iarăși, iată, vedem în presă nenumărate non-subiecte de presă pentru a abate atenția de la problemele majore și de la felul în care gestionează România. Vom vedea, s-ar putea să fie în loc de Ministerul Marilor Lucrări Publice, Ministerul Marilor Țepe sau Ministerul Marilor Tunuri, ca să vorbim pe limba dumnealor. N-aș trece mai departe înainte să spun că ne îngrijorează tăcerea suspectă a așa zisei opoziții parlamentare. Niciunul din partidele care au grupuri parlamentare în momentul de față nu sesizează aceste probleme și nu vin la tribuna Parlamentului să vorbească despre aceste lucruri, așa că am luat noi decizia să venim aici în piață și să vorbim despre aceste probleme. Iată, primul aspect despre care vreau să vă spun este faptul că guvernul Ponta nu are bani pentru investiții, pentru că, așa cum știm, au promis pensii și salarii, n-au reușit să se țină nici de aceste promisiuni și atunci au luat banii complet de la investiții. Și iată, domnul ministru Șova ne explică acum că va face mari proiecte de infrastructură prin parteneriate publice-private. Nu vrem să spunem că parteneriatele publice-private nu sunt un instrument foarte valoros, dar felul în care acest minister dorește să facă aceste proiecte este cel puțin straniu. În sensul că acest minister susține că proiectele realizate prin parteneriat public-privat nu trebuie licitate. De ce nu trebuie licitate? Explicația este absolut hilară. Dumnealor spun că statul nu participă cu nimic. Noi vrem să vă demonstrăm că statul participă cu multe lucruri. În primul rând participă cu teren, participă cu fonduri de la buget pentru exproprierea terenilor respective și pe banii cetățenilor și bineînțeles participă și cu contractele de concesiune, de drepturile de exploatare. Deci iată, iarăși sunt bani din buzunarul nostru pe care domnii politicieni ne spun că îi vor aloca iarăși prin selecție și deci pe criterii politice, pentru că știm foarte bine cum se alocă proiectele, cum s-au alocat 23 de ani proiectele în România. Pentru a face un singur exemplu, pentru a da un singur exemplu de astfel de proiect, haideți să vorbim despre centura de sud a capitalei. Este un proiect de multe zeci de milioane de euro, care ar trebui să lege autostrada A1 de autostrada A2. Practic să treacă prin sudul Bucureștiului, dar iată, este un proiect care se va realiza pe un studiu de fezabilitate vechi de câțiva ani. În schimb, este autorizat acum, atestat, aprobat de CNADR în decembrie 2012 și iarăși este un proiect discutabil, cel puțin discutabil din punct de vedere al utilității, pentru că trebuie să ținem cont de faptul că segmentul de vest și segmentul de sud al centurei capitalei este un proiect abandonat de ani de zile și mii de mașini stau în trafic la toate trecerile de nivel cu calea ferată sau intrările, ieșirile din București. Deci ar fi mult mai ușor să rezolve proiectele deja demarate, în loc să se apuce de proiecte mirobolante de genul autostrăzilor suspendate ale prietenului Oprescu de la capitală, de la municipiu. Bun, aș trece la un al doilea exemplu. Asta a fost doar un exemplu de mare proiect de infrastructură și voi trece la proiectul Roșia Montana, unde o parte a presei și mulțumim în special domnului Badea, care a sesizat aceste aspecte absolut grosolane cu care domnul ministru Șova dorește să își facă marile proiecte de infrastructură. Iată, știm că Mininvest Deva în momentul de față este societatea care are un contract cu Roșia Montana Gold Corporation. E bine, această societate care participă cu 19% în proiectul Roșia Montana are 15 milioane de euro datorie la bugetul de stat. Iar domnul Șova ce dorește să facă în acest moment este să divizeze această companie într-o companie care să preia numai datoriile și una care să preia numai activele. Asta este pur și simplu o metodă extrasă din, dacă există așa ceva, manualele de economie subterană. Se numește stilul smuls, adică practic lăsăm o gaură la buget cu o anumită societate, iar cealaltă va prelua numai beneficiile. Bineînțeles că este o situație foarte comodă pentru domnul ministru Șova, pentru familia Șova, pentru că dumnealui va păstori această nouă asociere, această nouă companie, iar o rudă de gradul 1 va fi reprezentantul legal juridic al
companiei partenele, adică Roșia Montana Gold Corporation, ce este foarte interesant. Pentru recuperarea prejudiciului, domnul Șov ar trebui să se îndrepte împotriva companiei apărate de mama domniei sale. Noua Republică solicită Agenției Naționale de Integritate să se autosesizeze și să vadă dacă nu cumva aceasta este o situație clară de incompatibilitate. În ultima vreme, și acesta este ultimul exemplu pe care îl dau, un senator PSD, ex-PSD, pentru că a fost excomunicat de grupul PSD-ului, a făcut niște afirmații deosebit de tulburătoare în opinia noastră a celor de la Noua Republică. Domnul Valer Marian este numele dumnealui, practic a făcut un denunț public spunând că primul ministru Ponta a căpușat, exact acesta este termenul folosit, complexul energetic Turceni prin firma de avocatura domnului Șova. Solicităm deci parchetului general și nou instalatului procuror general al României să se autosesizeze asupra acestor afirmații deosebit de grave, pe care subliniem, le considerăm un denunț penal în spațiu public. Deci trebuie făcut de un demnitar al statului român. Cam astea ar fi exemplele pe care vreau să le dau și să vă asigur că Noua Republică va fi cu ochii pe ei, dar am dorit ca și presa și societatea civilă să facă același lucru, astfel încât să nu ne trezim cu un minister al marilor țepe, așa cum spuneam la început. Vă mulțumesc! Augustin, am să-ți iau acest microfon pentru a adăuga un singur lucru. Poate că îl țin așa direct în mână ca să nu mai complicăm lucrurile. Dacă Bucureștiul este astăzi o metropolă fără centură, am impresia că România se află într-un tunel. Din păcate, nu știm exact când vom ieși din acest tunel. Și mesajul nostru, pentru toți cei care se află astăzi în fața calculatorilor și ne privesc sau în fața unui televizor, este foarte simplu. Fără implicarea dumneavoastră, fără ridicarea de pe canapea, fără asumarea unei cetățenii active, fără protest civic și politic, fără responsabilitate, fără acțiune directă din partea noastră a cetățenilor care plătesc taxe și impozite, nu vom scăpa de această dictatură personală a clanului Ponta, Șova, Bănicioiu, Negoiță și ceilalți. Din păcate, România se pregătește, sub actuala guvernare USL, să fie încălecată pentru ani buni de acum înainte. Vrem ca și copiii noștri și nepoții noștri să trăiască într-o țară fără datorii, o țară europeană, o țară respectată, o țară care are parte de girul marilor instituții internaționale, fie că vorbim despre, să spunem, NATO, fie că vorbim despre instituții financiare. Vrem să fim respectați. Din păcate, actualmente suntem recunoscuți printr-un plagiator, printr-un mitoman jovial, printr-un om fără scrupule, care a mințit când a vorbit despre proprietate intelectuală, așa cum minte când vorbește despre creștere economică. România are o șansă, prin acești tineri pe care îi vedeți în jurul nostru, are o șansă prin toți cei care ies din pasivitate și își asumă o altă atitudine în spațiul public, aceea curajului, aceea îndrăznelii, aceea responsabilității. Cu aceste gânduri vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunt alături de aici. Mulțumesc Noua Republică București, mulțumesc Noua Republică Iași, mulțumesc Noua Republică din întreaga țară. Acesta este primul protest pe care noi îl facem într-un context în care opoziția a murit. Se pare că nu mai există astăzi opoziție. Chiar dacă suntem un partid extraparlamentar, le pregătim surprize. Doamnelor și domnilor, stați cu ochii pe noi. Vă dorim o seară minunată. La revedere! Furatul ucide! Furatul ucide! Furatul ucide!